conducerea instituției prefectului, reprezentanții structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, ai Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean au participat marți 30 august la ședință de lucru, susținută prin videoconferință de către premierul Nicolae Ciucă și ministrul Lucian Nicolae Bode și Sorin Câmpeanu pe tema pregătirii începerii anului școlar. În cadrul videoconferinței, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a abordat suplimentarea normelor de personal didactic, 130 de norme și personal auxiliar, 60 de norme solicitată Ministerului Educației de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, fiind aprobată repartizarea a 160 de norme didactice pentru județul Suceava. Suplimentarea normelor de personal didactic alocate județului a fost necesară având în vedere creșterea populației școlare prin prevenirea părinților și copiilor în țară, a acceptării în sistemul de învățământ a elevilor sau copiilor din Republica Moldova și Ucraina, precum și ca urmare a aplicării prevederilor legii numărul 185 din 2020 privind numărul maxim de elevi permis la clasă sau la grupă. Totodată, având în vedere configurația și dimensiunea județului pentru asigurarea accesului la învățământ, a fost subliniată necesitatea suplimentării numărului de microbuze școlare solicitate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Prefectul județului a ridicat și problema asigurării unităților de învățământ cu cabinete medicale și personal medical aferent. În acest moment, la nivelul județului, existând un număr de 74 de unități de învățământ care dețin cabinete medicale cu personal medical, unele școli având doar cabinete medicale fără încadrare cu personal. Reprezentantul guvernului în teritoriu apreciind că este necesară o implicare mai susținută din partea Ministerului Sănătății în soluționarea acestei probleme. La nivelul celor 114 unități administrative teritoriale au fost încheiate sau urmează a fi încheiate parteneriate cu cabinetele medicale, individuale sau cu personal medical în vederea asigurării triajului epidemiologic al elevilor la început de an școlar, primarii localităților solicitând sprijinul Ministerului de Resort în această chestiune. Activitatea de verificare a unităților școlare din județ realizată în Inspectoratul Școlar Județean Suceava se va încheia miercuri 31 august, urmând ca rezultate verificărilor să fie comunicate de instituție, nefiind semnalate probleme deosebite până la acest moment. În ceea ce privește asigurarea spațiilor de învățământ, la nivelul județului sunt 143 proiecte de reabilitare în derulare, finanțate prin PNDL și 16 proiecte finanțate prin proiecte europene. Un număr de 73 de unități școlare sunt complet reabilitate, iar 17 unități școlare sunt în proces de reabilitare, fiind necesară relocarea elevilor. În același timp, statisticile scot în evidență faptul că pentru 566 de unități școlare din județ nu a fost depus niciun proiect. Prefectul județului face apel la toți primarii pentru a depune proiecte de reabilitare prin PNRR, cu atât mai mult cu cât nu se solicită cofinanțare sau prin axe de finanțare prin fonduri europene. Prin atragerea de fonduri comunitare de către administrațiile locale, există șansa să se dezvolte la nivelul județului infrastructură școlară modernă, capabilă să ofere un învățământ de calitate elevilor.